Povestea începe în octombrie 2020, când am găsit această casă. Avea un anunț afișat, anunț la care am sunat, am contactat proprietarul și într-o săptămână am perfectat actele. Prima lucrare pe care am făcut-o la casă a fost să înlocuiesc învelitoarea acoperișului. Am pus tablă nouă pentru o protecție foarte bună. Lucrarea a durat 2 zile, o după-amiază și o dimineață până la prânz. Am intrat apoi în interior, unde a fost o mizerie greu de imaginat și greu de suportat, atât ca miros, cât și ca vis-a-vis de cantitatea de gunoaie pe care le-am scos. Am umplut o remorcă de tractor din gunoiul scos din casă. Etapa următoare a fost dărâmarea sobelor și jupuirea tencuielii până la structura de cărămidă, atât pe pereți cât și pe tavan. Am înlocuit întreaga instalație electrică, am scos tot pământul din camere și am bătut podele din brad noi. Am început ulterior lucrul la tencuit interioare. După care, în primăvară, în luna martie, ne-am apucat de tencuit exterioarele. Toată lucrarea a durat aproximativ 6 luni de zile, cu intermitențele inerente impuse de vreme și de programul meșterului care a tencuit. Dar una peste alta am reușit, la un interval de 1 an de zile, să terminăm întreaga lucrare de tencuit și glătuit cu tinci pe exterioare. Partea de centură, de temelie, am consolidat-o cu plasă sudată de 10 mm. Am consolidat beciul pentru că intra apă în el, iar ulterior am turnat podul de acces pentru că nu aveam pod de acces. Am adus piatră în curte pentru că în spate aici, în spatele casei, era terenul lăsat și se strângea apă. Am construit balansoarul care se află la intrare, grătarul din cărămidă, după care am făcut foișorul ca loc de luat masa și în final am ajuns la această formă pe care astăzi o cunoașteți. Acesta este pe scurt filmul evenimentelor reconstrucției casei. Dacă v-a plăcut, rămâneți în continuare alături de mine.